Bună, oameni frumoși și bine v-am regăsit la etalarea dragostei pentru perioada 16-30 iunie 2023. Etalare pentru zodia vărsător, ascendent lună în zodia vărsător. Și vom începe cu un mesaj din partea îngerilor pentru voi și aduce hoptul de abundență. Este timpul să învățați că aveți o anumită abilitate de a cuceri, de a iubi, de a manifesta dragostea, o să vă simțiți foarte inspirați, să o luați de la capăt, poate, într-o poveste sau să faceți ceva diferit din punct de vedere amoros. Poate fi vorba și de faptul că este un timp bun să schimbați ceva la voi sau în activitățile voastre de zi cu zi. Pentru a aduce ceva benefic în viața voastră. Cheia succesului uh, stă în detalii. Și încercați să vă monitorizați sau să fiți foarte atenți cu proiectele sufletești pe care le aveți sau le, veți, le doriți de acum încolo. Haideți să vedem și un card al timpului pentru voi. Poate fi și o perioadă în care vă veți axa mult mai mult pe carieră, pe muncă, poate și mai puțin pe dragoste. Și aici avem e, e, timpul vieții. Voi reflectați lumea și lumea vă reflectă pe voi. Deci, oricând este un moment benefic, oricând, dar totuși vreau un card cu număr și avem numărul 4. Puteți să scoateți ceva în afară sau scă, să scăpați probabil de o povară, de o situație negativă. Și sunt anumite evenimente care se vor întâmpla în patru zile de acum încolo sau într-o zi la ora 4. Haideți să vedem și citirea propriu-zisă. Pentru cei dintre voi care vă doriți o citire personalizată, îmi puteți lăsa un mesaj pe WhatsApp la numărul afișat chiar aici. Haideți să vedem. Energia principală vine cu 10 lei de spade. E vorba de un final, un final destul de dureros, destul de încărcat, ați ajuns într-un punct în care vreți să terminați o relație, o situație, poate suferiți foarte mult, poate este o persoană care vă necărjește foarte mult din punct de vedere amoros, posibil să aveți de a face tot cu un semn de aer, gemen, balanță, vărsător, dar este vorba de o durere care ajunge la final. Este vorba și de o alegere pe care o veți face, pentru că voi ați făcut multe compromisuri și v-ați complăcut într-o situație în care ați împărțit dragostea aceasta. Odată ce se va încheia acest capitol și voi veți alege să vă iubiți mai mult, să știți că apare soarele în viața voastră sau se încheie ceva negativ pentru voi, pentru că vă veți bucura de viață, de, bucuri, de o împlinire sufletească. Văd că veți avea parte de o dragoste curată, poate veți face cu semne de pământ, fi ficioară, capricorn, zodia leu, o tulburare emoțională, văd că Scăpați de ea, vine cineva de voi, declară dragostea, vă, îi pare rău pentru că v-a greșit E o persoană care va crea multă suferință Ce va gândi persoana evită și ce va simți vis a de voi Este o persoană care și-a impus să nu se mai gândească la absolut nimic El, ea, are nevoie de o pauză, nu mai vrea să știe de nimic Vrea să stea singur, singură, cu gândurile lui, cu gândurile ei nu-și mai bate capul cu nimic, iar în ceea ce privește sentimentele, și-a pus o oprire. Este o persoană încăpățânată și parcă își impune sau își controlează sentimentele foarte tare. Da. Dar nu va putea sta departe de voi pentru că vă iubește. Vă iubește. Aveți de face și cu semne de apă, a scorpion, pești, semne de pământ, a fecioară capricorn. Văd o realizare foarte mare. Indiferent ce vine din partea acestei persoane, că nu se gândește, că nu se iubește, că nu vă iubește, că nu îl interesează sau nu interesează, orice v-ar spune să nu credeți pentru că vă iubește. Pentru cei aflați într-un cuplu, vă cam uitați în trecut, vă cam spuneți lucruri din trecut, că nu s-a făcut ceva la timpul potrivit, că trebuia făcut altfel la un moment dat în relație și nu s-a făcut lucrul acesta, dar văd și o împlinire sufletească. Poate, în sfârșit, vă uitați acum în trecut, prin câte greutăți sau peste câte greutăți o trebuie să pășiți, câte s-au întâmplat, câte încercări ați avut și abia acum începeți să vă bucurați de viață. Dar să știți că aici, în anumite relații, văd o persoană care se bagă de ceva timp E vorba de o persoană care încearcă să vă facă rău în relație, da, da, umblă cu anumite lucruri și de aceea apar neînțelegeri sau s-au întâmplat anumite lucruri în viața voastră. O persoană poate mai în vârstă, vorbiți cu această persoană, e aproape de casa voastră sau chiar o știți unei dintre voi, care dacă vedeți că ajungeți într-un punct în care nu vă înțelegeți cu partenerul, cu partenera, să știți de ce. Pentru ce aflați într-un trio amoros avem asul de monede. Ceva se concretizează. Apar promisiuni hotărâte, dar văd și suferința cuiva. Leo, leu. Cred că este vorba că persoana pe care voi o iubiți vrea să se mute cu cine este, vrea să fie cu cine este, pentru că vă rănește foarte tare. Vă văd uh, suferind, e ca și cum vă atacă, e ca și cum vă spune niște vorbe care dor foarte tare și vă văd suferind. Poate situația aceasta a fost deja și acum vine cu alte gânduri sau vine cu un regret, îmi pare rău cum am comportat așa, îmi pare rău pentru alegerea care am făcut, o cum dau seama că de fapt doar pe tine te iubesc. Poate fi vorba și de o durere de care scăpați și vine acea persoană cu alte gânduri dar, către voi, dar vă văd încă afectați de cele întâmplate. Pentru că persoana aceasta a făcut ceva greșit, v-a lăsat pentru altcineva, v-a spus niște vorbe care au durut, s-a axat mai mult pe el, pe ea sau pe ea și v-a lăsat în urmă. Pentru cei singuri văd speranța și v-ați ieșit chiar voi văsătorii. Speranța de vindecare, speranța de împlinire. Aveți o relație la distanță sau vorbiți cu cineva de la drum mai lung și aici vă puneți toată baza, speranța, împlinirea, că o să fie bine. Încă sunteți un pic în dubii sau poate vorbiți cu două persoane în același timp și nu știți cu cine va fi mai bine sau care este persoana care vă va câștiga inima. Că vă văd încrezători aici, parcă sunteți într-o așteptare și o să vă mire foarte mult acțiunile cuiva, atitudinea cuiva, modul în care vă vorbește sau se comportă, rămâneți așa uimiți, ca și cum nu vine să cred, chiar mai căuta sau chiar îmi spui aceste lucruri, chiar îți dorești, vrei să vii la mine să ne vedem. E o persoană de la drum care poate să vină la voi să, să vă vedeți cu această persoană. Provocarea e prin suferința aceasta până nu vă închideți. Sunteți abătuți, sunteți amărâți, vă treziți noaptea plângând, poate sunteți într-o depresie, nu înțelegeți ce se întâmplă sau de ce ați ajuns în anumite situații și aici este provocare doar că vă vindecați ceva trecător. Aflați de o rivalitate în dragoste, vă certați cu cineva uh, pentru persoana iubită aflați de ce acea persoană se comportă sau s-a comportat foarte dubios cu voi în ultimul timp sunt niște situații prin care tot ați mers așa ca printr-un labirint și n-ați înțeles nimic și parcă de fiecare dată s-a ocolit adevărul și acum recent aflați sau ați aflat deja de aceea această durere nu înțelegeți de ce trebuie să treceți chiar voi prin asta, doar că surpriza vine cu cinciul de spade ceea ce înseamnă că voi depășiți o o ceartă sau lăsați în urmă acele persoane răutăcioase care v-au făcut rău. Semne de aer apar, semne de aer apar geme în balanță vârsător, semne de foc, berbec, leu, săgetător. Da, vindecați, vă văd mult mai hotărâți, mai determinat să nu mai lăsați nimic la voia întâmplării cineva o să vină cu niște vorbe către voi ca să vă uitați mai profund în anumite situații și să vedeți unde este neregula. Dar mic aici este vorba de persoana iubită care s-a cam schimbat și nu înțelegeți comportamentul, nu înțelegeți de ce vă vorbește așa sau nu vă mai vorbește deloc, de ce se comportă într-un anumit fel. De ce dintr-o dată v lăsa pentru altcineva când dragostea voastră era foarte mare? Pentru că aflați de o lucrătură făcută. Sfatul vine cu nouăle de bude, nu vă mai lăsați afectați, încercați să vindecați rănile pe care le aveți, nu vă mai uitați în spate cu teamă că oare ce o să mai vină, ce o să se mai întâmple, nu mai vreau să trec prin situația respectivă, încercați să nu vă mai sacrificați pe voi pentru liniștea altcuiva, da? pentru că în soarta voastră, în destinul vostru, o să vină o perioadă în care voi veți lupta cu toate aceste frici, aceste nedreptăți, aceste iluzii amoroase și o să vă bucurați de fidelitatea și loialitatea unei persoane care vă este în soartă. Unii dintre voi încă nu v-ați întâlnit sortitul sau sortita. Iar prin situațiile astea prin care treceți acum și veți trece încă o perioadă unii dintre voi, toate lucrurile acestea o să vă apropie din ce în ce mai mult de adevărata voastră dragoste. Oameni buni, cam atât am avut să vă spun. Vă mulțumesc tare mult că mi-ați fost alături și astăzi. Vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. Pa, pa!